personal în educație? Evident că avem. Avem încă profesori necalificați în sistemul de învățământ și unul dintre obiectivele programului de guvernare PSD-ALDE este acela de a nu mai avea profesori necalificați la clasă. Cât salarii sunt în educație în momentul de față? În jur de 280.000 profesori efectiv. 280.000 profesori efectiv și în restul? Către didactică ajungem la didactică auxiliar, undeva la 330.000 de angajați. 330.000 de angajați, da, în Ministerul Educației, o cifră foarte importantă, da, și care... Discutăm de 3 milioane de copii doar în preuniversitar, plus câteva sute de mii de studenți. Deci, dacă facem un raport, suntem în media europeană, ca să zic așa, 1 la 10. Vor fi înghețate angajările în educație sau vor fi controlate? Nici în educație, nici în sănătate, nici într-un alt domeniu în care se justifică crearea unor posturi, nu vor fi înghețate decât un memorandum în guvern, aprobare specială pe zona respectivă, explicat foarte clar de ce. De ce facem chestiunea aceasta? Să nu uităm un lucru. Ne pregătim pentru președinție în 2000, anul peste 2 ani de zile. Evident că se președinția vor crea Consiliului cu Consiliul European. Clar că vor fi create mecanisme care vor funcționa 2 ani de zile. Clar că va trebui făcute angajări și pe zona aceea, nu știu, 10-15 posturi. În educație la fel, nu poți să înghezi nici în educație, nici în sănătate. În fața clasei trebuie să ai profesor, la capul pacientului trebuie să ai medic. Deci, mai degrabă, cred că exprimarea corectă este nu că îngheață angajările, ci că e gheață la mal. În privința angajărilor în domeniul bugetar, ele nu îngheață, după cum spune Ministrul Educației, și sunt foarte importante aceste precizări, ci ele vor fi foarte puternic controlate de un comitet interministerial, de Guvernul României, în așa fel încât în zonele unde sunt mari probleme, suferințe, sănătate, interne, educație, lucrul acesta să se facă într-un mod controlat, domnule Săpunaur. De ce dați așa din cap? Pentru la câți angajați aveați la vamă când conduceați vama? Păi da, mi-au dat voie să angajez 1.000, după aia m-a pus să-i dau afară, încă 1.000. Păi așa se întâmplă pe interne, știți, băsesc o dată afară de 20.000 de la interne și acum sunt deficit. Da, 99 i-am angajat, în 2000 i-am dat afară. Deci problema e în felul următor, am trăit în filmul ăsta, deci poate să fie, cum spune domnul ministru, sau poate să fie, cum spun eu, au o problemă la momentul ăsta de acoperire de fonduri și că nu s-a încasat suficient de la ANAF și atunci pentru orice eventualitate introduci chestiunea asta. Aveți această informație că sunt probleme la buget, că ANAF-ul n-a furnizat suficient? Deci asta vă spun sigur, pentru că altfel nu se schimba... Păi ANAF-ul a raportat 103% încasări față de anul trecut. Depinde la ce anunți, că tu ai avut și un plan de încasări. Deci ei au semnat, cum a semnat și vechiul guvern când a ieșit tot scandalul cu 10 miliarde, unde sunt banii că s-au semnat în plus, au semnat că ca reprezentant al opoziției aveți, cum să spun, toate semnat, motivele să spuneți că acest guvern nu merge. Au semnat că vor obține niște bani și iar trebuie analizați nu la ce au obținut anul trecut, ci la ce plan au avut anul ăsta de obținut. În raport cu niște cheltuieli suplimentare, cum ar fi măriri de pensii și salarii. Da, cheltuieli suplimentare și tot planul pe care și l-au făcut. Iar sistemul ăsta de a pune o chestiune în care să nu se supere lumea foarte tare, uite, am făcut comitetul interministerial și vedem acolo ce hotărâm în el. Deci, practic, au blocat angajările și nu vor mai da drumul decât dacă e absolut necesar și arde. Referitor la ofițeri. Foarte scurt. La militari. Au greșit. Au dat voie să iasă la pensii. Și-au făcut legea aia specială atunci. Repet, i-au încurajat. Au spus ieșit, ca să reducă schema de personal, ieșiți mai repede la pensii. Șefi. Asta e problema. Au ieșit funcții importante cu pensii foarte mari. Păi, și atunci e normal că tu ți iei de bugetul peste cap, pentru că ăla când a ieșit îl plătești ca și cum ar fi fost în continuare. Ba mai mult decât dacă stătea șeful în continuare. Oamenii... Și trebuie să angajezi altul în locul lui. Da. Sau, mă rog, e clar că trebuie să angajezi, că vin cu salarii mai mici, dar oricum ai niște intere în sistem. Haideți să vedem afirmațiile premierului în legătură cu înghețarea angajărilor și cu angajările part-time și o să-l rog și pe Marius Pieleanu să îmi spună ce impact ar putea să aibă acest anunț pentru un partid care se bazează foarte mult pe bugetare. Înghețarea angajărilor, spune primul ministru, și apoi precizări esențiale și despre cei care au joburi part-time. Se măresc impozitele. Priviți cu atenție. Nu dăm pe nimeni afară, pur și simplu se blochează angajările și încercăm și vom reuși să eficientizăm actul administrativ. Dacă este vorba de reorganizare, este vorba de centralizare, au devenit aparatul birocratic din ce în ce mai mare și se angajează în fiecare zi, sunt cereri de sute și sute și sute de oameni, mii de oameni. Purtători de ștampilă, de semnătură, de program pe ușă și așa mai departe. Deci, repet, nu dăm pe nimeni afară, dar va fi un inventar foarte clar a celor care funcționează și lucrează astăzi pentru și la stat. Ar trebui să lucreze și la stat, dar și pentru stat și pentru cetățean. Și vom eficientiza
actul lor administrativ implementează plata CSE-ului și ASS-ului de către angajator la nivelul salariului minim pe economie pentru angajații cu part-time. În fapt, devenise o practică și este astăzi o practică ca angajatul să fie ținut ca part-time cu 4 ore, cu 5 ore, cu 2 ore și plătit diferența până la salariul minim din mână, la negru, sau găsiți altă formulă care să aibă același sens, eludând statul. Excepție de la regula instituită astăzi va consta în faptul că studenții, elevii, pensionarii vor fi excepțiile de la această regulă. Ei vor putea în continuare să fie angajați part-time fără ca angajatorul să plătească norma întreagă. Măsuri cu un impact pentru peste 1,1 milioane de angajați part-time în România. O să vă prezint chiar acum cifrele și datele. Consiliul Economic și Social critică foarte dur decizia guvernului și spune că ea se va întoarce împotriva angajatorilor, că mărirea impozitelor să însemne concedieri, că asta pune o presiune asupra angajaților și s-ar putea să fie un efect chiar invers. Marius Pieleanu, cum evaluezi aceste măsuri care pot avea un impact asupra 1,1 milioane de angajați, mărire de impozite anunțat de guvernul PSD? Guvernul PSD își îndepărtează clasa de mijloc, oamenii de afaceri, dar oricum nu mai contează. De ce spui că nu mai contează? Păi, dacă tot am dublat salariile la stat și suntem singura țară din lume unde media salariilor în sistemul public e mai mare decât în sistemul privat, ce mai contează? E o noutate asta. Eu absolută. Păi da, nu, verificați, să vă spun. Verificați. Păi da, media salariilor nu mai sunt greșit, că au luat... Da. Era. Iar pentru unii care desfășoară activități ca mine, ne omoară, ne pune în cap. De ce spui, Marius, asta că pentru că eu nu pot să-mi plătesc un operator cu full-time, că n-am ce să-i dau să facă pe full-time. Tu ai la firma ta angajați part-time? Rețeaua de operatori. Rețeaua de operatori, care face sondaje de opinie. Care merg pe teren și cărora nu le poți da 8 ore pe zi de muncă. Mai cum, că ar fi bine să fie așa. Apropo... Da, nu lucrează numai la dumneavoastră. Ba, unii din păcate, da. Atunci ai cam cei 368.000. Apropo, PSA, în domeniul cercetărilor sociale, în 7 luni de zile, au apărut 2 licitații. În România nu se mai lucrează cu politică publică. Nu mai face statul, face privatul. Te duci la un hipermarket sau la un mare lanț și aceia fac cercetări de piață dar pe nu bandă cu rulantă. Cu corporațiile, iertați-mă. Corporații. Păi, cu alții care vin de afară, că noi nu avem valoare. Să-ți vin și tu acțiunile unei companii străine și atunci o să fii mai frecventabil. Eu sunt cu rușii. Doamnelor și domnilor, ați văzut opinia unui om care lucrează în economia reală. Marius Pieleanu, nu, care are angajați. Acolo, dar... Mic, dar... Uite așa, pic nu cu pic se face. Nimeni. Nu de treabă nimeni. Cifrele oficiale, vă spunea ministrul Pop câteva date concrete, am pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, datele oficiale de la Guvernul României. Câte contracte cu normă întreagă există și câte contracte part-time? Priviți cifrele oficiale. Contracte cu normă întreagă, în momentul de față în România, sunt 5.215.000 449. Aceasta este cifra oficială. Normă întreagă, știți bine, oameni care lucrează 8 ore, domnule ministru, da? Corect. Corect sau, mă rog, chiar și mai mult, dacă e cazul, cu ore suplimentare. Part-time, potrivit datelor oficiale ale Guvernului României, reprezentat în această seară de Liviu Pop, ministrul Educației, reprezintă 1.160.000 690. Priviți cu atenție aceste cifre, doamnelor și domnilor. Atenție ce a spus și Marius Pieleanu, ce a spus și ministrul Pop. Măsurile anunțate astăzi de premierul Mihai Tudose vizează zona aceasta de part-time. 1.160.690. Nu. Domnul ministru Pop dă din cap. Nu, și negativ. Și o să vă explic. Explicați-mi de ce această cifră... Păi vă explic. De... Contracte totale, parțiale, okay, în România nu reprezintă ținta guvernului. Pentru că discutăm de acele contracte. Noi avem 1.129.663 de contracte de muncă part-time pentru cei care au un contract de muncă
cu normă întreagă. Cifrele noastre sunt apropiate. Păi eu am 1.160.000, 1.229.000. Ele variază de la o zi la alta. Acești nu intră în incidență. Intră în această incidență doar cei care au doar un contract cu normă parțială. Și ăștia sunt 369.163. Ei n-au în viața lor decât deci un contract. Deci din cei 1.160.000 sunt 369.000. Toți au contract part-time. Da, da, au și contract, au și contract de bază. Deci, au 8 ore plus 2 ore, 3 ore, oră, 5 ore. Importante aceste precizări. Deci, nu intră 1.100.000, intră 1.160.690. Ministrul Pop spune că vizați de mărirea taxelor și impozitelor CAS și CASS sunt angajatorii a 369.163 de persoane. 163. Te rog, Marius Pielan, ce dar în suma aceasta, dacă îmi permiteți, în ce ați prezentat dumneavoastră, în cei 5.215.449, normă întreagă, sunt 282.000 de contracte, da, în care venitul mediu brut este de 753 de lei. Adică ei au contract întreg, dar beneficiază doar de 60% din salariul minim pe dacă economie. Dacă atât aș pot permite angajatorii să plătească. Eu vă spun că ei au netul pentru contribuție, plătește angajatorul, dar ei iau doar 653. Și tot acolo, în partea dreaptă, sunt 710.000 de contracte cu timp parțial, cu o valoare medie de 903 lei brut. Bun, repet, 369.163 sunt persoanele care au doar un contract cu timp parțial, da, și pentru aceștia angajatorii vor plăti contribuția exact la salariul minim pe deci, economie. Măsura anunțată astăzi de premierul Mihai Tudose vizează 369.163 de angajați part-time, angajați care pot lucra 3 ore, 4 ore la Marius Pieleanu să facă sondaj, la Nini Săpunaru să facă nu știu ce la Focșani, sau orice altceva. Sau în instituțiile publice, poți fi și bugetar, mare atenție. Pot dacă și vreți bugetar, bineînțeles. Acești 369.000 avem structura lor sociodemografică, pentru că, de pildă, în opinia mea, o mare parte dintre aceștia, care au contracte doar part-time, mulți dintre ei sunt persoane cu probleme. Înțelegeți ce vă spun? Deci noi nu gândim în termen că eu sunt de acord, de pildă. Eu nu cred că sunt toți evazioniști. Nu, pentru că măsura asta e luată împotriva așa zișilor evazioniști. Nu, probleme de altă natură, cu handicapuri, dacă vreți. Handicap care au... Adică, nu intră sub incidența aceasta. Nu intră persoanele cu dizabilități, studenții până la 26 de ani, ucenicii aici, până la 18 ani și pensionarii. Aici vă mai spun ceva. Deci, din nou, de persoane cu dizabilități n-am auzit, am auzit doar de studenți, pensionari. Aș folosi formula asta cu angajarea pensionarilor în part-time, păstrându-le pensia fără să le iau CASS-ul. Și așa. La studenți mi se pare evident aberant, atâta vreme cât guvernul României, pentru prima oară în istoria învățământului românesc, dă burse studenților și în vacanță, nu văd de ce eu trebuie să le mai dau și facilitatea de a nu plăti pentru ei în plus. Ca să-ți atragi electorat tânăr la PSD, la că n-ai. Am văzut cum și l-a atras în Piața Victoria cu vreo 4 luni. Dar asta e altă discuție. Oricum, noi suntem unici, nu e vina domnului Pop, evident, dar suntem unici în ce am făcut în 6 luni cu studențimea românească. Formăm tinerea generație în spiritul asistatului social și mi-asum ceea ce spun cu multe și dependent de stat. Dacă asta este filozofia noastră socială de viață, mă rog, vă rog, domnul ministru. Eu nu fac parte din ea. Educația românească formează studenți asistați social. Ascultați-mă, Radu, bani avem dacă instituțiile statului își fac datoria. Avem o nouă doamnă care aud cuvinte frumoase despre ea la ANAF. Eu spun, mă rog, ca și consultant de data asta și sociolog, că dacă PSD-ul ar pune un om care trebuie în fruntea ANAF-ului, să sperăm că e doamna, îți dau scris că în 6 luni de zile ajunge atât de popular la fel ca Raed Arafat. La ce poate să facă în instituția Șeful fiscului n-are cum să fie un om popular. Ba da. Șeful fiscului... Ba da. Dacă se duce la legume fructe, dacă se duce în angrourile din jurul Bucureștilor, Radu... Deci au... Nu-i greu. Nu-i greu. Marius, crede-mă, e imposibil. Un șef al fiscului, oricât ar fi de simpatică Mirela Călugăreanu și este, nu are cum să fie un om popular în România, pentru că el este șeful taxelor și impozitelor. Dacă ia banii de la evazioniști... Pentru că birourile ANAF din România merg catastrofal, pentru că nu au rețea informatică funcțională și pentru că suntem singura țară din lume în care românul stă la coadă să dea bani statului. Absolut de acord. Stă la coadă. Și mai e și umilit. Da, mai e și umilit. Așadar, doamnelor și domnilor, ca să lămurim acest subiect, din cei 1.160.000 de români care au contract part-time, vor fi vizați de măsura guvernului 369.163. Pentru aceștia, guvernul a decis mărirea CAS și CASS la nivelul salariului minim pe economie, exact, da? Exact. Deci, angajatorul
o să spună, începând de la 1 august, acestor 369.000 de angajați, băieți, uitați care e treaba cu voi. Noi până acum v-am plătit cu 700 de lei. Nu mai putem să vă plătim cu 700 de lei, pentru că nu ne mai lasă guvernul. Până acum vă dădeam 700 pe contract, 700 din buzunar, ca să vă dau 1400, da? De acum trebuie să trecem tot 1400 pe contract. Eu nu pot ca firmă să plătesc 1400, taxe și impozite, trebuie pentru care vă dau afară. Domnul Radu Tudor, suma pe așa care... zice Consiliul Economic și Social, organ noi, consultativ, noi, atenție, al Guvernului României. Noi discutăm de 369 de contract, 369.163 de contracte, în care venitul brut este sub 753 de lei. Da. Dacă dumneavoastră credeți că un cetățean în România... Păi, un cetățean mai în România... Mai mic de 753 de lei, lei brut, da? Brut. Brut. Adică ia în mână vreo 300 de lei, 350. Dacă dumneavoastră credeți că un cetățean care lucrează 30 de ani cu normă, cu fracțiune de normă, ajunge să dea social sigur la pensia socială. Măsura aceasta e tocmai domnule, pentru... Dacă are două contracte part-time... Dumneavoastră vreți să-i faceți dacă un bine și să fie trecută... Dacă are până în 8 ore... Vreți să fie trecută toată suma pe contract ca să aibă... Nu, dacă are până în 8 ore, nu mai intră. Chiar dacă lucrează la 8 firme cu câte oră la fiecare. Are contribuția la salariul minim. Deci dacă are la 1.4 și la 1.5, mă întrebați dumneavoastră. În București sunt atenție, extrem de 753 de lei brut, o sumă absolut incredibilă pe care o dezvăluie ministrul dar educației. Dar nu stau în banii ăștia. Păi și cum trăiesc? Sunt foarte, vă spun eu cum trăiesc. Sunt foarte mulți care preferă să fie angajați part-time pentru că au mai multe part-time-uri, ca să zic. Dar nu discutăm de aceștia. Și de 7 ăsta înseamnă 7 ori 3. Nu discutăm de aceștia. Nu poate să muncească 12 ore pe zi. Nu, dar nici nu poate. Ba da, poate. Nu te supăra, dar la 7 la 7 seara, care e problema? Europeană spune 14, minim 8 ore, sigur. Minim 8 ore de somn, în rest sunt 24. Restul poți să faci ce vrei cu timpul însă sigur. Să revenim la fondul problemei. Cei care au mai multe contracte part-time, care cumulate fac mai mult de 8 ore, rămân doar la contribuția de normală. Dacă au 8 ore din 4... Da, acum discutăm pe un text pe care nu l-am văzut. Că da, pe da, discutăm, eu vă spun ce s-a votat, ce s-a aprobat azi în guvern. Deci discutăm de CNP-uri, nu de oameni care au contracte cumulate. Domnule, dar nu domnule, vreau...